vreau să a fost un concentrat de eram pus să treacă și repede, dar era și dens și anumite idei sigur că meritau mai mult decât altele clarificate sau dezbătute sau înțelese. Se pot face mai multe conferințe din semințele aruncate acolo, plantate. Mă amintesc că eram mai fel și am văzut acel film și psihicii noastră venind vorba despre mașinile distrugătoare de filmul Terminator cu Arnold Schwarzenegger, unde roboții preiau conducerea lumii, anihilând toate operațiunile date de comandanții americani, mai mult sus Skynet, adică nu mai pot fi întorși de la misiunea lor principală, asta exemplificat și domnul doctor. Există oameni care investi foarte mult în inteligența artificială. Sam Altman a primit valori de miliarde, nu doar Elon Musk. Nu știu dacă Altman a oprit procesul său, pentru că poate Elon Musk l-a oprit, dar există și alții indivizi care investesc foarte mult în inteligența artificială. Unul dintre motivele pentru care se investește în inteligența artificială este pur și simplu omenesc. Este vorba de dorința lor de câștig. Sunt sume de ordine, sutele de miliarde investite în inteligența artificială pentru că aduc mii de miliarde de dolari. Este o bulă, cum se spune, care mai devreme sau mai târziu, spun specialiștii în economie, se va sparge, pentru că nu aduce chiar toate rezultatele dorite. Dar în același timp, cum remarca și domnul doctor, introduce un element de insecuritate, pentru că ei nu știu într-adevăr unde se poate ajunge cu această inteligență artificială, pe care medici detalii a domnului doctor de la companii private, de la spitale, o consideră bună, pentru că reușesc să facă operații sau prognoze indubitabil mai bune decât factorul uman, îmi cer scuze, domnule doctor, pentru că au această capacitate și există un progres al medicinei în acest sens. Când vine vorba de războiul sterilor, de care vorbim și de războaie, ele sunt într-adevăr periculoase, pentru că felul în care modalitatea de distrugere este imensă. Încercând să fac trecerea, dar mai degrabă, pentru că așa am convenit cu domnul Jugănaru, vom face această pauză dedicată întrebărilor pe tema conferinței și abia să fac trecerea pornind la un subiect atins de domnul doctor la conferința părintelui, care sigur că are atingere cu ceea ce exprima și domnul doctor, după cum v-ați dat seama. Așadar, referitor la cele observate și comunicate nouă de domnul doctor, dacă aveți întrebări din sală, la care distinsul conferențial vă răspunde. Poftiți. Vă dăm un microfon. Nu, cred, dacă se aude... Se aude. Întrebarea e foarte simplă. Vă auzi, dar poate că... Cum definește știința? Pentru că e un termen foarte vag. Toată lumea vorbește de știință. De exemplu, islamul are reguli foarte clare, dacă vorbim în partea aceasta, sau ortodoxia. Are dogme, tatăl, fiul, străina, dar știința nu este... Dacă vorbim de matematică, da, dacă vorbim... Dar atunci, dacă vorbim despre ceva vag, putem să vorbim o știință. Pentru că câtă vreme nu definim și nu fixăm, avem o problemă mare. Sigur că vă pot defini știința, pentru că ea a fost definită în momentul în care s-a programat spre a căuta ceva. Acel ceva pe care îl caută știința, și am făcut chiar și eu așa ceva, vă spun dumneavoastră, am căutat să iau celule pancreatice, să le injectez bolnavilor cu diabet, celule secretante de insulină. Și le-am băgat în sânge și li s-a prăbușit diabetul. Aici, în Constanța. Bolnavii există, doi bolnavi am făcut așa, așa. Deci își propune ceva dintre mai multe lucruri știința, ceea ce se numește paradigmă. Și în momentul când ajunge la un rezultat și crede știința că a descoperit ceva, cum și eu am crezut că am descoperit ceva, zice, ne aflăm în paradigma X. Am descoperit cum se zboară cu avionul, care e mai greu decât aerul, am descoperit cum se zboară cu balonul, descoperă ceva, am descoperit cum putem mânca să ni se vindece orice, am descoperit cum putem să ne oxigenăm dacă nu ne ajută plămânii să punem un aparat, înțelegeți?
În momentul în care apar și alte soluții, apar noi paradigme. Deci ăsta e sistemul științei. Sistemul paradigme. Caută ceva. În momentul în care găsește acel ceva, acea paradigmă, apar paradigmele înfrânte și vor să iese în față. Și apare o altă paradigmă, mai deșteaptă. Înțelegeți? Și o înlocuiește pe cea de acolo. Aceasta este știința. Știința caută, deci, în natură, și nu caută pe Dumnezeu, ea se complementarizează cu religia. Religia are adevărul revelate. Așa a spus Dumnezeu. Cu asta basta. Crezi sau nu crezi? Ești credincios sau nu crezi? Știința caută o paradigmă, caută un adevăr. Deci așa devine știința din orice domeniu, dacă doriți. Chiar știința studiului religiilor. Studiul religiilor sunt acum niște cercetări foarte mari, să vadă dacă poporul evreu a mers din Egipt până în Canaan, cei 40 de ani, și se sapă să se găsească. Există la ora actuală, deci știința a căutat genele omului, asta e știința. Caută o paradigmă, caută un adevăr. Din orice domeniu ar fi el. Noi am căutat și am găsit genele omului. Și la un moment dat, cel mai mare cercetător român, George Emil Palade, s-a întrebat dacă delfinul, doamna Bloca avea directoare ajuns sau directoare la delfinar, dacă delfinul a trăit vreodată pe uscat. Și a plecat de la o ipoteză. Ipoteze în știință te duc către o cercetare. A plecat de la o ipoteză că toate ființele care trăiesc în apă, având apă multă, au limite cu nefron mici, că nu trebuie de apă să o reabsoarbă. În timp ce păsările și animalele care trăiesc pe uscat au nefron lungi. Palade a venit aici în 1946, a adunat 10 delfini și și-a făcut doctoratul la Constanța. Deci era student la București, nu este la facultatea noastră. Despre nefronul de delfin. Și a arătat că delfinul a fost cândva o ființă care a trăit pe uscat. După aia a venit anfibiu și a trăit în apă. Și acum, în epoca modernă, ca să vedeți ce înseamnă știința, înseamnă o căutare a unei noi paradigme. S-a căutat gena care i-ar fi făcut lui când era pe uscat picioare. Și s-a găsit că e blocată. Și când au deblocat această genă, s-au născut delfini cu picioare. Nu vă vine să credeți, acest lucru este extrem de important. Pentru că noi, prin această metodă, în epoca 2024, încercăm să vindecăm cancerele. Să vedem care gene schimbă celulele care face maligne. Și să le suprimăm. Și dacă vă duceți la un institut de mare oncologie, care are această paradigmă deja ca știință, o să vă spun că primiți anticorp monoclonali. Adică țintiți. În cancer. Acest lucru nu puteați vorbi acum 5 ani. Iată de ce este știința. Este metodologia omului de a cerceta universul sub toate aspectele lui, inclusiv filozofic, inclusiv religios, că și religia face studii. Să nu vă imaginați dumneavoastră că religia nu-și caută chiar studii între culte și între celelalte, să vadă de ce Constantin a tipărit 50 de biblii. N-a tipărit, că nu era tipat, a scris primele 50 de biblii din lume, în 325 la Nicea. Și se întreabă știința, se întreabă religia. De ce a zis, de ce scrie în Biblie că la început a fost cuvântul care s-a făcut om? A fost vibrația despre care vorbesc fizicienii. La început a fost energia, la început a fost cuvântul, așa începe Evanghelia, și cuvântul s-a făcut Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Nu e fantastic? Cum se întâlnește știința cu Dumnezeu? La început a fost cuvântul. Adică a vorbit energia asta care zice Einstein că la viteze foarte mari se transformă în materie. S-a întrupat cuvântul. Așa începe Evanghelia lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era de la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Adică era Iisus Hristos, dacă sunt și negândit. Vă mulțumesc! Pentru că poate unii dintre noi nu știu. Avem în sală un foarte valoros fizician, de cei mai importanți fizicieni ai României, care nu trăiește în România, adevărat.
L-aș ruga pe domnul Dudaș să ne spună același răspuns văzut de un fizician despre ce este știința. Da, mulțumesc. Supremea știință este începând, pornind la niște axiome care nu se pot demonstra. Deci e adevărat că știința nu poate răspunde la niște întrebări foarte simple. De exemplu, dacă mă întrebați de ce viteza luminii este constantă, de ce are această valoare, o să vă spun că nu știu. Dacă mă întrebați care este originea legilor fizice cuantice, o să vă spun că dacă sunt foarte sincer, nu știu. Dacă mă întrebați care este într-adevăr originea Big Bang-ului care s-a vorbit, în primul rând, ceea ce se numește Big Bang, de fapt, nu este originea Universului, de fapt, este altceva. Ceea ce se numește Big Bang, de fapt, în literatură, pentru că Big Bang este momentul în care Universul era extrem de fierbinte. Asta nu este originea Universului. Universul s-a născut puțin mai devreme. Noi credem că înțelegem, putem descrie foarte bine legile naturii, plecând de la niște axiome, de la niște ipoteze, pe care nu le putem demonstra, dar rolul științei este următorul. Plecând de la experiențe, de la niște, sau de experiențe cum s-a făcut întotdeauna, sau de la niște gigante experiențe cu Einstein, de a găsi niște axiome, niște legi, pe care noi nu le putem demonstra, dar plecând la legile astea, după aia să putem face niște calcule foarte precise, în care se aruncă rachete care ajung cu precizie de milimetri de lună, în care noi știm la câteva secunde după explozia imensă de Big Bang exact cum a evoluat Universul, acceleratorul de particule știm exact cum reacționează particule, cum interacționează, cu fizica cuantică știm să construim tranzistor, computerele, toate, deci, să plecând la niște acțiuni pe care nu putem demonstra, să ajungem la niște calcule și la niște precizii absolut incredibile. Probabil că știți în GPS-ul, nu ar funcționa corect, ar avea niște precizii de sute de metri, dacă nu s-ar aplica gravitația în Einstein, de exemplu, sau gravitatea. Dar, după părerea mea, lucrurile pe care știința nu le poate într-adevăr adresa la actuală, este originea acestor principii, originea acestor acțiuni. De ce viteza luminii este constantă și este ceea ce este? Care este originea legilor fizice cuantice? De ce gravitația este legată de curvatura spațiului timp? Știm că așa este, dar nu putem demonstra. Iar, într-adevăr, originea Universului, încă o dată, putem ajunge până la câteva secunde, dar chiar originea lui nu știm, nu știm. Dar rolul este să facem calcule extrem de precise. Și calcule ajung la o precizie absolut extraordinară, de fapt. Deci știința e ceva cantitativ. Știința e ceva în care, plecând la niște legi, de exemplu, sunt magnetismul, toată știe, toată lumea știe cum funcționează atomii, moleculele, plecând de la interacțiile fundamentale, ale numelor fundamentale. Deci știința trebuie să ajungă niște cifre exacte și care la un moment dat să fie transformate în tehnologie, în inginerie, astea e o știință. Dar, într-adevăr, la un moment dat, niște întrebări fundamentale pe care nu știm să răspundem. Mulțumesc foarte mult, domnule. Dacă mai sunt întrebări legate de conferențialul domnul doctor Săpură, pentru ca să putem face... Vă rog frumos! Nu este o întrebare propriu-zisă, ci o considerație pe care o fac în urma audierii acestei conferințe atât de frumoase și de docte, ca de obicei, îmi permit să spun acest lucru, pentru că nu este prima dată când îl audiez pe domnul profesor Vasile Sârbu, care, printre altele, este și mama mea a doua. Mi-a salvat viața în urma unui ulcer perforat. Aș vrea să aduc aminte doar un citat preferat și să nu considerați neapărat prodomo ca biolog, ci
și pe care l-am apreciat și l-am înțeles de la bun început ca atare. Și anume un ilustru medic și scriitor suedez, Axel Munthe, care în minunata lui vilă de la Capri a spus următorul lucru. Și de ce fac această precizare sau acest mic comentariu acum în urma conferinței? Pentru plecând de la faptul că în această conferință am audiat din nou nume celebre, sonoristime, să spunem așa, din istoria omenirii, Pasteur, Koch, Newton și atâția alții, până la, așa zisa, inteligență artificială, exemplificată cu ultimul exemplu, care este, cum să spun, cotropitor, este dezarmant. Exemplul dat când această minunată inteligență artificială se întoarce împotriva creatorului ei, finalmente. Și anume, ce a spus Axel Munthe? De când cunosc omul, iubesc animalele. Știți foarte bine această maximă. Eu sunt total convins de adevărul ei. Nu mă onorează poate neapărat, dar este absolut evident. Am văzut până unde poate ajunge omul în dorința lui, uneori bine intenționată, poate, de perfecționare, de auto-perfecționare, de depășire a propriilor limite omenești. Dar când ea ajunge să se întoarcă împotriva ta, nu mai poate să mă convingă nici de calitățile ei sau de performanțele ei, care, în ceea ce mă privește ca biolog, mă depășesc, recunosc, fără rușine, dar nu mă pot convinge de mari valori sau de importanța ei colosală, desăvârșită, mult lăudată, când ați auzit exemplul până unde poate aduce. Încă o dată, de când cunosc omul, iubesc animalele. Poftiți. Îmi permit să adaug și eu ceva la ce a zis domnul profesor Sârbu, ca să înțelegem și mai bine relația care nu e sub nicio formă una de contradicție între știință și religie. Într-adevăr, știința, în forma modernă pe care o știm, pleacă din secolul XVI, puțin chiar și secolul XVII. Însă cei de atunci aveau o gândire simplă, simplu, nu întotdeauna cu simplism, simplă și logică. Ei vedeau legile Universului, vedeau ordinea desăvârșită și înțelegeau un lucru simplu. Dacă există legi, există și un legiuitor. E de la sine înțeles. Să facem noi un mic efort de imaginație. Noi ne-am obișnuit cu traiul oraș și cu tot ce ne înconjură și confortul. Dar hai să zicem că venim din Papua, Noua Guinee sau din jungla Cambodgiei și venim aici în Constanța. Vedem cum mașinile merg frumos pe dreapta, se opresc la semafor, pietonii trec pe unde le este, locul stabilit și ne gândim, da, e o ordine pe care o respectă toată lumea pentru că provine din niște legi generale. Unde sunt legi? Există un legiuitor care le-a dat. Ziceam mai devreme că nu există nicio contradicție între știință și religie. Ea totuși a fost creată, mai ales de, îmi permite să pun niște ghilimele aici, filozofia marxistă. Ei au încercat să găsească nod în papură, anume elemente ale religiei, ale Bibliei, în primul rând, asta era cea atacată, contrazise de știință. V-aș da un exemplu foarte, foarte simplu și pe care l-au folosit toți marxiștii, cel puțin cei pe care i-am citit eu, care au încercat să contrazică Biblia. Dumnezeu a făcut lumina în ziua întâi. E prima pagină a Bibliei, Cartea Afacerii. Și abia în ziua a patra a făcut ceea ce se spune acolo în Cartea Afacerii, luminătorii, soarele, luminătorul cel mare, luna, luminătorul cel mic și stelele. Și bineînțeles, dilema firească era cum e posibil să fie lumină și mult mai târziu să-l aducă cineva becul. Cu toate acestea, realitatea este chiar aceasta. Fără să intrăm acum în teoria originii Universului. Pentru că nici nu avem timp, vă dați seama. Atunci mă opresc. Nu. Nu putem să intrăm în teoria aceea noastră, dar da. Ceea ce se știe teoretic acum din calcul este ce s-a întâmplat
până la momentul 10^-43 secunde. Dar a fost ceva, chiar oamenii de știință s-au oferit să folosească cuvântul explozie, au zis bang, cel mai mare bang. Și chiar în momentul de egal cu zero, a apărut o radiație care s-a numit radiație incipientă sau inițială a Universului și care s-a răspândit instantaneu în tot Universul. Cu concluzie, vă rog, pentru că trebuie să trecem la conferențiar. Adică e vorba de tipul de întrebare pe care l-adresați. Nu, nu aveți întrebare. Da, 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 da. Dar cred că putem... Spune, da, mulțumesc foarte mult.